ești tu, bă, băiatule? Romi? Lasă-mă cum te cheamă. Cine ești tu? Nu înțeleg, domn primar. Las că te ajut eu. Ești polițist, nu? Păi nu. Ce, nu se vede? Păi nu prea. Cam spre deloc. Păi am uniformă, domn primar. Și uniformă te face polițist? Păi nu. Păi nu, Robi. Dacă îmbraci un lup într-o blană de oaie, nu-l faci oaie. El tot lup rămâne, nu? Și eu sunt lup? Oh, și încă unul de la cu colții mari, mă. Și ascuțiți, care mănâncă milușeii ca în capră cu trăiezi. Bă, băiatule, nu te mai recunosc, mă. Ce-i cu tine? Ce-i cu mine, domn primar? Eu mereu am apreciat la tine și inima, și sufletul, și bunătatea. Mă uitam la tine cu invidie și ciudă și dorință, toate amestecate, da, recunosc. În sine mi-am spuneam tot timpul, Doamne, ajută-mă și pe mine să fiu bun ca Robi. Dă-mi, Doamne, și mie o inimă mare și un suflet curat ca lui. Domn primar, nu mai spuneți așa că vine să plâng. Chiar așa? Chiar așa, Robi. Tu ai fost pentru mine la capitolul ăsta, spun, ai fost modelul meu în viață. Reține ce-am spus. Ai fost. Am fost? Da. Păi, la ce-am văzut eu acum, Robi? Îți dau cuvântul meu de om. Gata. La revedere. Ai căzut de pe piedestal. Statuia ta s-a făcut țândări. Îmi pare rău că trebuie să spun. Păi de ce, domn primar? Ce vezi tu acolo? O, las că spun eu. O familie care ar putea să fie fericită, dar nu e, că nu vrei tu. Păi că te-ai făcut lup. Robi, tu nu uita cine ești, mă. Ce ești tu, nu? Polițist, nu? Păi tu trebuie să ai grijă, mă, la fericirea și la bucuria cetățeanului. Omul cum se uită la tine, nu trebuie să simtă asta. Siguranță și încredere. Nu scrie așa pe mașini peste tot. Păi ce o să spună copiii ăștia când o să se întoarcă la București, a? Că ne-a dat afară, ne-a polițistul. Și treaba asta o să fie în sufletul lor o sămânță de ură pentru poliție și pentru sistem, sămânță pe care tu ai pus-o acolo, Robi. Și din sămânța asta o să crească un copac, care la umbra lui Robi o să renegrească sufletul, înțelegi, din cauza ta, de la sămânța aia. Și te trezești cu ei peste câțiva ani de zile că o să vrea să-ți dea cu ceva în cap, băiatule. Și că vor să te omoare. De ce? De la câtă ură au adunat din cauza ta. Dacă tu îi trimiți acum acasă, dacă îi dai afară din curte, o să faci niște criminali. Criminali făcuți cu mâna ta. Niște elemente negative ale societății, Robi. Păi decât să-i faci criminali, mai bine du-te acum. Uite, du-te acum, mă, și dă-le cu ceva în cap. Ca să suferi mai puțin. Asta vrei, bă, băiat? Asta vrei? Altceva. Ce? Greu. Acum e greu. Fac orice, domn primar. Mă rog, ar mai fi o variantă. Orice. Deci, fiate, cum facem? Îi lași până pe 3 ianuarie, când au spus ei că o să plece, da? Dar fără să le iei bani. Adică fii și tu om, fii bun, că vorba aia sunt sărbători, trebuie să ne așteptăm unii pe alții, da? Și ca să vezi că nu te las la greu, te lasă ție un rucsă cel și câteva haine, nu mai multe. Și vii la mine acasă. Să stăm numai noi doi. Nu mai bine așa decât de unul singur, cum aveai de gând? Păi, hai, vezi, o să avem cele mai frumoase sărbători, Robi, promit. Noi doi, hai. Așa. Descarcă-te, bravo, așa. Hai, nu te faci bagaj. Așa. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te! Și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.